HC Dobrogea Sud a trăit periculos în derbiul cu CSM Focșani, disputat joi seară în cadrul etapei cu numărul 24 a Ligii Naționale. Constanțenii au început bine partida și la pauză au intrat cu avans de 3 goluri, scor 12-9. În actul secund, gazdele au forțat revenirea și s-au apropiat periculos, însă insuficient pentru a întoarce soarta partidei. S-a încheiat 26-25 pentru HC Dobrogea Sud, care rămâne astfel în cursa pentru un loc în cupele europene în sezonul viitor. Partida cu CSM Focșani a fost una specială și pentru Ionuț Stănescu, tânărul Inter al Delfinilor având un procentaj perfect de reușită la aruncările de la 7 metri. Am avut într-adevăr emoții primele două șuturi, după am reușit să depășesc acest moment chiar cu publicul, o sală plină, public care te fluieră. Mă simt mândru că am putut să ajut echipa și să câștigăm o deplasare extraordinar de grea. Și chiar pentru momentul ăsta am așteptat foarte mult timp și sunt mândru de mine și sper ca în viitor să pot să mai aduc aportul pentru echipă. Clar meritată, dar nu știu dacă am avut cel mai bun meci al nostru. N-a fost un meci atât de tactic și frumos pentru ochi. Au fost multă, cred că oricum a fost frumos pentru spectator, dar a fost mult de bătaie, de orgolii. Da, nu știu, și arbitrajul cred că a pus niște piedici în drumul nostru spre victorie, dar ne bucurăm pentru rezultat până la urmă. A fost o victorie chiar foarte spectaculoasă, foarte, foarte muncită, chiar dacă la un moment dat ne-am distanțat la 16-10 și lucrurile păreau că s-au rezolvat. Așa este sportul, au revenit și ne-au făcut un meci foarte, foarte greu. Mă bucur foarte mult și felicit băieții că s-au bătut și au crezut în victoria asta până în ultima secundă și nu ne rămâne decât să ne odihnim pentru că în nicio săptămână avem meci foarte greu cu Clujul acasă. În clasament, lider este Dinamo, care și-a asigurat și matematic un nou titlu de campioană, urmată de CSA Steaua cu 56 de puncte, Putaisa Turda cu 55 de puncte și HC Dobrogea Sud cu 54. Ultima partidă din campionat de pe teren propriu este programată să aibă loc miercuri contra Universității Cluj, în cadrul etapei cu numărul 25. Echipa constanțeană va încheia sezonul la Timișoara, pe 18 mai. La finalul acestei săptămâni, fanii handbalului de la Malul Mării au mai primit o veste importantă. Pentru a doua oară în istorie, Federația Română de Handbal a atribuit Constanței organizarea turneului Final Four al Cupei României. În 2018, HC Dobrogea Sud a câștigat trofeul chiar în Sala Sporturilor, unde va încerca să reediteze performanța din urmă cu 4 ani. Semifinalele sunt programate să aibă loc pe 14 mai, urmând ca o zi mai târziu să aibă loc marea finală.